Ați auzit de creșterea hidroponică a plantelor? Ei bine, este o tehnologie senzațională cu mare succes în Australia, Canada, Statele Unite și Olanda. Se spune că acest mod de a crește legumele în apă reprezintă agricultura viitorului. Cultura hidroponică constă în creșterea plantelor în soluții nutritive și nu în pământ, așa cum suntem obișnuiți. Deși la prima vedere pare o producție artificială, lucrurile nu stau deloc așa. Mai întâi se apelează la o aparatură complexă care reglează automat concentrația și distribuirea nutrienților lichizi bine calculați. Totul este cântărit în funcție de specificul fiecarei culturi, motiv pentru care sistemul nu poate fi aplicat decât în marile ferme agricole, în sere și nu în gospodăriile individuale. De asemenea, sistemele de culturi hidroponice presupun amenajarea unui mediu de înrădăcinare a plantelor altul decât solul. Acesta poate fi compus din vată minerală, nucă de cocos, rocă vulcanică sau chiar cuarț. Materialele folosite pentru substraturile de susținere trebuie să permită rădăcinilor să respire, să aibă capacitatea de a reține soluția. De asemenea, acestea sunt umezite la intervale regulate de timp, cu soluția nutritivă care trebuie să conțină în anumite proporții toate elementele pe care planta, în mod normal, le extrage din sol. Apa împreună cu nutrienții este împrăștiată cu ajutorul unui aparat cu ultrasunete. Acesta are capacitatea de a vibra la o anumită frecvență, producând astfel mii de vibrații pe secundă. Când apa trece pe deasupra acestei membrane, este pulverizată atât de fin încât seamănă cu un fel de ceață, alimentând rădăcinile plantei într-un ritm favorabil creșterii. Această ceață este permanent ventilată, stimulând absorpția ei de către plantă, care se dezvoltă în aceste condiții mult mai repede. Cei care practică acest tip de culturi hidroponice au elaborat rețete de soluții în funcție de specii. Avantajele acestui tip de culturi moderne sunt multiple. Productivitatea este mai mare în comparație cu sistemele tradiționale, nu se folosesc îngrășăminte chimice și nici pesticide. Producțiile nu sunt dependente de condițiile climatice și nici de lumina naturală, deoarece lumina artificială adecvată o poate substitui pe cea din tâi. De asemenea, se fac și economii substanțiale la consumul de apă, cu 90% mai puțin apă decât la culturile de sol. Unele sisteme performante permit chiar reciclarea apei folosite. Ca în orice alt domeniu, această soluție are și dezavantaje. Spre exemplu, plantele sunt foarte sensibile la variațiile de temperatură, nemai intervenind autoreglajul ca atunci când rădăcinile cresc în sol. Amortizarea se face pe timp îndelungat. Costurile amenajărilor și ale energiei electrice sunt ridicate, iar materialele plastice pentru substrat nu mai pot fi refolosite. Chiar dacă astăzi sistemele de culturi hidroponice par a fi cea mai modernă și surprinzătoare tehnologie aplicată în creșterea plantelor, principiul este vechi de când lumea. Pe această bază s-au ridicat grădinile suspendate ale Semiramidei din Babilon în secolul al VII-lea înainte de Hristos.